Capitolul 22. Fota de pânură. Sâmbătă, 23 aprilie. Băiatul se înălța mereu în văzduh. Sub el se afla marele șes al Östergötlandului. Gheața și zăpada care acoperiseră până de curând șesul nu se mai vedeau pe nicăieri. Peste tot începuseră muncile de primăvară. Ce-or fi norii aceia lungi care se trăsc pe ogoare?" întrebă după un timp băiatul. Pluguri și boi! Pluguri și boi!" răspunseră în cor gâștele sălbatice. Boii se urneau agale pe brazde. Abia puteai băga de seamă că se mișcau. Gâștele începura striga la ei, luându-i în zeflemea, după cum le era obiceiul. Nici la anul n-o să ajungeți la celălalt capăt! Nici la anul n-o să ajungeți la celălalt capăt!" Dar nici boii nu rămaseră datori cu răspunsul. Își ridicară boturile în vânt și începură să mugească de hăuleau depărtările. Nu vă e rușine, haimanalelor! Mai mult folos aducem noi într-un ceas decât voi în toată viața!" Prin unele părți, plugurile erau trase de cai. Aceștia mergeau mai iute decât boii, dar gâștele se luară și cu ei la harță. Rușine să vă fie că ați ajuns să faceți treabă de boi! Și vouă să vă fie rușine că faceți treabă de trântori!" nechezară caii drept răspuns. În timp ce caii și boii erau la câmp, berbecul unei gospodării se preumbla agale prin o gradă. Tuns proaspăt și sprinten, își găsise și el de lucru. Trântea copii în țarină, alunga dulăul din coteț și, pe urmă, umpla fudul de colo până colo, de parcă ar fi fost singurul stăpân al gospodăriei. Berbecule, berbecule, unde ți-e lâna?" îl întrebară gâștele sălbatice zburând pe deasupra lui. Au trimis-o la fabricile drag din Norrköping," răspunse berbecul cu un behăit prelung. Berbecule, berbecule, unde ți-i scoarnele?" întrebară gâștele din nou. Spre marea lui părere de rău însă, berbecul nu avusese niciodată coarne și nimeni nu-i putea face un necaz mai mare decât să-l întrebe de ele. De ciudă, începu să sară și să împungă aerul cu capul. Pe șosea mergea un om care mâna din urmă o ciurdă de purcei. Godaci nu aveau decât vreo câteva săptămâni și urmau să fie vânduți în partea de sus a țării. Așa mici cum erau, umblau sprinteni și lipiți unul de altul ca să fie bine apărați de s-ar fi vit vreo primejdie. Cuiți, cuiți, cuiți! Prea repede ne-au luat de la sonul mamei! Cuiți, cuiți, cuiți! Ce soartă ne așteaptă oare, sărmanii de noi! Se tânguiau purcelușii. Pe gâște nu le lăsă inima să-și bată joc de niște făpturi atât de mici. Vă așteaptă o soartă mai bună decât credeți voi!" strigară ele, zburând în apropierea lor și dându-le curaj. Gâștele nu erau niciodată așa de vesele ca atunci când treceau pe deasupra unui șes. Nu se grăbeau de fel și zburau de la o fermă la alta, glumind cu animalele domestice. Aflându-se deasupra șesului, lui Statu Palmă-i veni în minte o poveste pe care o auzise pe vremuri. Multe din povești se pierduseră în negura uitării, dar de amintit totuși amintea că în asta era vorba de o fotă cusută pe jumătate cu fir și pe jumătate cu pânură sură. Stăpâna fotei o împodobise cu atâtea mărgăritare și pietre scumpe, încât reușise să o facă mai frumoasă și mai de preț decât una de zarpa. Băiatul își amintise de acea fotă uitându-se în jos la Östergötland, deoarece acesta era un șes mare, cuprins între două ținuturi cu munți păduroși, unul la miază noapte și altul la miază zi. Amândouă ținuturile erau albastre și nespus de frumoase, lucind în lumina dimineții de parcă ar fi fost acoperite cu văluri de aur, iar șesul, care nu era decât un șir de ogoare pleșuvite de iarnă, nu ofera o priveliște mai frumoasă decât o pânură sură. Gâștele trecuseră de muntele Omberg și zburau spre răsărit, de-a lungul canalului Göta. Canalul se pregătea și el de vară.
cete de muncitori îi întăreau malurile și îi cătrăneau porțile mari de la stăvilare. Și în orașul Linköping se lucra de zor în întâmpinarea primăverii. Zugravi și zidari hărniceau pe schele ca să dea caselor o înfățișare cât mai frumoasă. Fete sârguincioase se urcaseră pe prichiciul ferestrelor deschise și spălau geamurile. În porturi erau dichisite corăbile și vapoarele de luceau lună. La Norrköping, gâștele sălbatice părăsiră șesul și zburară peste Kolmården. Câtva timp au trecut de-a lungul unei vechi șosele accidentate, care șerpuia alături de văgăuni pe supereți prăpăstioși de munte. Pe când zburau pe acolo, băiatul scoase deodată un țipăt. Bălăbălindu-și picioarele de neastâmpărat ce era, scăpase jos unul din galenți. Găscane, găscane, mi-a căzut jos galentul! Găscanul se întoarse și coborâ spre pământ, însă băiatul văzu atunci că doi copii care mergeau pe drum îi luaseră galentul de jos. Suie-te iar, găscane, strigă statul Palmă. E prea târziu. Nu mai pot căpăta galentul. Copiii care treceau pe șosea erau Asa, păzitoarea de gâște, și frățiorul ei, Mats. Ei văzuseră galentul cel mic căzând din văzduh și tocmai îl cercetau. Pe semne că l-au scăpat jos gâștele sălbatice, zise micul Mats. Asa tăcu câtva timp cu gândul la acea descoperire. În cele din urmă, spuse încet, căutând parcă aș aduce aminte de ceva. Amintește-ți, Mats, de un lucru. Când am trecut pe lângă mănăstirea Öved, am auzit vorbindu-se că niște țărani au văzut un spiriduș îmbrăcat cu pantalonaș de piele și încălțat cu galenți de lemn ca un muncitor. Iar atunci când am ajuns la Vitzkövle, o fetiță ne-a povestit că văzuse un drăgușor cu galenți în picioare care zbura călare pe o gâscă. Pe urmă, chiar noi, când ne-am dus acasă la bordeiul nostru, am văzut un spiriduș îmbrăcat la fel, care a încălecat pe o gâscă și s-a pierdut în zare. Tot el o fi cel care zboară acum pe sus și a scăpat jos galentul. Să știi că o fi chiar ăsta, încuvință micul Mats. Întoarseră galentul pe față și pe dos și cătară lung la el, căci galenți de spiriduși nu se prea găsesc pe drum în orice zi. Stai puțin, dragă mea, zise Asa, păzitoarea de gâște. Aici, într-o parte, parcă văd scris ceva. Văd și eu, dar sunt niște litere, parcă ar fi purici. Stai să mă uit mai bine. Da, uite, scrie așa. Nils Holgersson de la Vemmenhög. Fii, așa ceva nici că s-a mai pomenit, zise micul Mats.